Einstein, căruia îi mulțumim pentru prezență și pe care, sigur, îl vom ruga să facă un expozeu asupra tematicii generale a colocului din acest an. Tematica noastră generală a fost proiecte locale. Cele 4-5 zile cât a durat colocul, am discutat la fiecare nivel cum se realizează un proiect, cum se imaginează un proiect, care sunt nevoile comunității și am avut și suport teoretic. Una dintre elevele noastre, este vorba de profesorul universitar Adina Bârgăoanu Mastacan, are în preocupările sale la SNSPA București exact accesarea fondurilor europene și rolul media în publicitate, în feedback-ul pe care primăria, pe care organismele decizionale trebuie să le aibă din partea populației. Pe linia aceasta încercăm și noi, elevi de clasa a 9, 10, 11 și a 12, și studenți și absolvenți de jurnalist prezenți aici în sală, să vedem care ar fi principalele proiecte comunitare la nivelul municipiului. Ascultăm un expozeu al domnului primar. Alături de domnul primar, pentru elevii care să știe că este purtătorul de cuvânt al instituției, al domnului primar, doamna Alina Istrani. Cei care veți lucra în presă, deci putem adresa întrebări cât vrem. Să ajungeți. Vă invităm, doar bine ne-am reîntâlnit, mă bucur că sunt alături de voi, mă bucur că această placără a unei meserii deosebit de importantă, aceea de jurnalist, este ținută aprinsă și întreținută constant de către domnul profesor Radu Vladimir, de către doamna director de educație. Și, evident, dacă dumneavoastră căpătați câte puțin din pasiunea față de jurnalism, deja este un lucru deosebit de bun. Întotdeauna jurnalismul, media, contribuie foarte mult la evoluția unei societăți și această contribuție este direct legată de calitatea actului de jurnalism, care în multe situații poate să fie la fel de importantă față de calitatea actului de management, actului de conducere politică. Tema este mai mult decât generoasă. Proiecte locale, proiecte de dezvoltare. Pe acest subiect se poate vorbi ore în șir și tot nu va fi consumat subiectul. Am încercat cât de cât să vă fac o încadrare cât de cât acestor proiecte, cel puțin din punct de vedere al linilor de finanțare. Într-o comunitate, la nivelul țării noastre, proiectele sunt derulate cu mai multe surse de finanțare. Sunt proiecte care sunt finanțate de la nivelul bugetului de stat, atât prin derulate prin intermediul ministerilor sau prin intermediul unor companii naționale sub ordinea guvernului. Și vă dau câteva exemple de asemenea proiecte. Construcția de locuințe de tip ANL pentru tineri, adresate tinerilor, pentru închiriere și ulterior la dorința acestor tineri pentru cum au posibilitatea de a le cumpăra, sunt derulate de către Agenția Națională a Locuinței, agenție subordonată Ministerului Dezvoltării. În decurs s-au realizat 64 de locuințe ANL, sunt în construcție încă 64 și am depus un studiu de fezabilitate pentru realizarea altor 120 de apartamente pe ANL în zona străzii Gheorghe Petra. Cele 64 în construcție sunt în spatele celor 64, deși deja existente. E un tip de program derulat de către Ministerul Dezvoltării. Un alt tip de program accesat de către Consiliul Local este proiectul de construcție a locuințelor sociale. Locuințe sociale sau locuințe pentru evacuați din case naționalizate, ele sunt proiecte care se derulează în baza unor studii de fezabilitate depuse de autoritățile locale. Sau ca să încerc să fiu mai explicit, cred
am pornit greșit în, în informarea către dumneavoastră, ar trebui să discut puțin despre etapele unui proiect. Primul